zi-mă și tu un mesaj pentru fosta ta. Adică de ce nu mai eu, mă? Începe cu botul, că ai început bine. Pentru mine fac un chichi. Fai de capul meu. Volumul, când am volumul, nu s-a mișcat. Bună ziua și sunteți bun venit la Urban Groove. Eu sunt Antonio Pican și astăzi ne întâlnim cu persoane random pe internet de care nu știm absolut nimic. Internetul a devenit foarte dubios în ultima perioadă. Nu știu dacă ați văzut, dar pe YouTube nici măcar nu mai merge să apeși butonul de like, frate. Deci am intrat să văd un clip, am vrut să dau like, nu a mers. Verificați și voi dacă vă merge să apăsați butonașul de like la acest vlog, pentru că cred că este o problemă destul de mare. Și printr-o simplă apăsare de buton, dăm start la vlog. Hai să vedem ce o să se întâmple și de data asta. Bună. Au, ce? Trebuie să dăm din zoom. Oh, mai, Pican. Picarul. Ești prost? Nu cred. Dar el e... Bă, nu cred. Sunt mort, că ești Antonio. Nu el. Nu el. Nu el. Nu el. Ba, eu sunt. Ba, eu sunt. Uite, ce s-a? Ce-i crești? Ce? Nimic, învăț foarte tare, numai trebuie să zic că fostul meu seamănă foarte bine cu tine. Înainte să te întreb ce am pe dinți, un piercing, ok, că toți râd ca fraierii când mă văd. Ce ai pe dinți? Un piercing, ce mai... Ce-ai spus că seamăn cu fostul tău? Da. De ce? Păi pur și simplu seamăn foarte bine cu el. Ți-e dor de fostul tău? L-am iubit foarte mult. Deci ți-e dor de el? Da. Transmite un mesaj. Nu știu, vreau să știu că îl iubesc foarte mult și aș da orice să fie totul care a început, chiar dacă... Am sufletul cioburi, cioburi de iubire. Îți aduci aminte câte jurăminte. Să știi că nu vreau să plâng în noaptea asta, gen am plâns destul un an de zile. Nu mai plânge, viața e frumoasă, merge înainte. Băi, fraților, așa se ferește lumea de poliție. Dar nu de mine, nu vă mai feriți așa de mine, că nu vă mănânc. Oh, mor. Bă, ce-i îmbătrânit. Nu faci screenshot, faci poză cu blitz de pe alt telefon. Străim în 2022. Mergi cu Antonio Pican. Pican, yes, I like Pican. Îmi par frumos în Bucharest. Ni s-a luat curentul. Cătălică fata. De ce vi s-a luat curentul dacă stați în București? It's Bersia. It's Bersia, we are broke. No money. Din ce sector e? Berceni. Nu există apă caldă, curent, bani. În Berceni, mă mir, dar s-au ridicat blocuri. Al meu mai are puțin și cade, dacă vezi cum face liftul să... Da, stați, voi de unde aveți lumină, gen? Acum are lumânări, am prins. Aveți un cățel pe care l-a spus podinaia și aleargă așa, că și voi aveți curent? Era pe un megal și aveam blitzul, țiram așa. Deci orice ar fi și cu curent, fără curent, vine sfârșitul lumii, voi stați pe Omegle, cotează, blitz, facem noi cumva, prinde lumânarea. Deci fii atent ca să știi, de obicei cu lumânarea, dar acum ne-am haladigat, am venit. V-ați haladit acum, stați la lumina becului, vă și bronzați ca și cum. Tăboară, fămi. Suboară, fămi. Știți pe ăla de pe TikTok? Care stai așa cu față de bombardier? Mamă, băi, frate, apucă-te de TikTok și fă fața asta, îți jur că vei reuși în viață. Yo! Vreau să vă întreb, vouă, ce gen de băieți vă plac? Fac un sondaj. Dacă, you know, if it's like, you know, like, if you know, like, he, dacă, listen, if he's like, pretty, you know. Bă, nu se poate așa ceva, Vericu. Vă rog frumos, dați like dacă nu intrăm peste voi. Și acum față de bombardier. Aoleu, mamai. Doamne, Dumnezeule. Pican, da. Am făcut slime pentru tine.
tine. Ia. Bun, și o să-l numesc Antonio Paikan. Mie nu mi se pare chestia asta reală. Eu în 2017 aveam în playlist-ul meu Amsterdam. Da. De la tine. Dar nu cred că era lansat în 2017, dar ok. Pe acolo. 2019, poate. Tot pe acolo. Și îmi puneam... Băi, să știi că o să scot acum niște piese noi mult mai blane decât Amsterdam. O să-ți dau like... Să facem future, eu cânt și după voi faceți... Te rog, te rog, te rog! Vreți? Bine, fii întrebat. O să cânt următoarea mea piesă și când vă zic eu, interveniți voi, da? Românca, n-ai văzut așa ceva. Când își mișcă talia, 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 ar vrea toate să fie ca ea. Nu e hit. Deci vă jur, fetelor, după ce o să lansez varianta originală, o să vreau să vă lansez o variantă cu voi. Du-te tu de aici, mă, să mor eu că stai pe Omega. Adevărat. Bă, nu te cred, băi, să moară Jackson. Eu n-am mai filmat pe site-ul ăsta de 3 ani și am zis că trebuie să mai fac un vlog pe ăsta și uite, nu știu de cine. Dar este întâmplare. Ce? N-am mai filmat de la lockdown. De la... Păi ce ai filmat pe ăsta? Ce? Ai filmat tu pe ăsta? Da. Am să moară Jackson, dar nu. Ok, deci vreau să-mi spuneți și mie, de ce râde toată lumea în momentul în care mă vede? Am ceva pe față? Nu, chiar deloc. Atunci de ce râdeți de mine? Mă simt prost. Sorry, n-am văzut. Uite, ea încă râde. Eu nu râd. Pa, da? Râzi de mine. Nu, e șocată. Sunt șocată. De ce? De ce, da? Mă râd de tine și sunt mare fană. Te pup, mulțumesc mult de tot. Suntem, de fapt. Când mereu când erai tu în trecut live pome, mereu încerca să dau de nebună de tine. Și acum? Cum te cheamă? Ștefania. Ștefania, pentru că lucrurile frumoase se întâmplă atunci când te aștepți mai puțin. Știi ce zic? Nu știi că... Nu! Ai mare dreptate și te susțin. Mă susțin. Mulțumesc. Transmiteți-le un mesaj foștilor voștri. Spune ceva fostului tău. Vă mulțumesc că ați făcut parte din viața mea. Chiar m-am simțit foarte, foarte bine lângă voi. Deci, da. Păi un mesaj foarte frumos. Și tu? În jur de toți morții, n-am ce să zic. În jur de toți morții. Da. Înțeles. Ați fost rănite în despărțirile voastre? De toți m-am despărțit, nimeni. A, tu te-ai despărțit de ei ca și cum? Da, și de-aia nu prea. A, deci tu ești frângătoarea de inimi. E, nici chiar așa că... Ai picăne. Dar voi câți ani aveți? 16, da. De ce n-arătăm? Ba, poate da, dar ați spus că ați avut foști înainte. Am avut de cât 3? 4. 16 ani. Eu cred că dacă am fată, eu n-o să pupe un băiat până la 18 ani. Hai, nici chiar așa. Măcar 16. Bine, nici chiar așa. În 2 ani am avut decât 6. Tu ai avut 6 foști? În 2 ani. În 2 ani. Ar trebui să imit oamenii de pe Omega, dar nu-mi iese. Păi imit, mă, ia. Păi nu prea știu de unde să încep. Începi cu botul, că ai început bine. Am început, nu? Păi nu. Ia, fiante, am o întrebare pentru tine. Ia. Ești pregătită? Da. Dacă hai, zi. Fiante, vreau să aflu ce fel de băieți plac fetele în 2022, așa că spune-mi. Cum arată pentru tine băiatul perfect? Aoleu, să fii bombardier. Am înțeles. Deci n-am început bine, gen, nu? Că am vorbit așa, elevat așa. Trebuie să vorbesc așa cu metrei. Așa. Așa? Da, e ce trebuie. Ați înțeles? Deci, trebuie ca să fii plăcut de fete, nu? Trebuie să fii bombardier. Trebuie să fii bombardier. Am înțeles. Da, măi. E bine, până acum ești bine. Dar dacă e un băiat așa cu minte și îți spune poezii de Mihai Beminescu, Tudor Arghezi, nu? Dacă nu le scrie el, degeaba. Îți plac băieții care scriu poezii? Cum să nu? Cum te cheamă? Denisa, și unde crezi tu că o să găsești un bombardier care scrie poezii? Păi și când îl găsesc? Mai puternică, bine că n-ai zis cum... Și când îl găsesc, nu-l iau eu acasă. La mine rămâne. Câți ani ai? 9. Am toată viața înainte să găsesc un bombardier care scrie poezii. Deci având 19 ani, cred că ai avut iubiți înainte, nu? Da. Ai un mesaj pentru foștii tăi? Vai, nu pot. De ce? Zine un mesaj pentru foștii tăi. Nu pot, măi, lasă, că-i urât.
Dar ce de, dar nu trebuie să fie neapărat un mesaj urât, poți să le spui, na. Da, eu vreau doar pentru unul. Doar pentru unul. Restul nu mă interesează. Restul nu te interesează. De ce ăla? Pun așa, ne-am despărțit acum o lună, așa. N-ai început bine. Acum o săptămână am mai vorbit, dar nu mai contează. Dar de ce faci așa? Doar că la mine, e greu. Ți-e greu sau e lui greu? Nu, e greu în viață fără mine. Dar era bombardier care scria poezii? Da. Ce fel de muzică îți place? E mai complicat așa. Maneli, trap de ăsta, techno, la mine toate. Asculți techno? Da, și Maneli. Tu mă cunoști pe mine, nu? Da, știi că știu să cânt, nu? Mai și cânt, că nu te urmăresc. Pune-mi o piesă pe care să-ți o cânt. Nu știu, hai, impresionează-mă. Păi... Hai, surprinde-mă. Păi nu știu, zi tu. Ia cânt Țanca Uraganu, hai. Țanca Uraganu? Da, păi dacă ai zis că-mi cânt. Havana, Havana, Sud-Americana, când te văd din spate, direct Columbiana. Havana, Havana, Sud-Americana. Gata, poți să oprești, da. E bine? Ești ce trebuie. Poți mai cânt un pic? Mai cânt. Bine. Havana, Havana, Sud-Americana, când te văd din spate, direct Columbiana. Havana, Havana, Sud-Americana, când te văd din spate, direct Columbiana. Acum o să-mi iau un bombardier care și cântă. Stau puțin! Tocmai ți-am cântat prost înainte, ca să-ți cânt bine după, să ai o... Ai cântat de... frumos, da, ai cântat foarte frumos a doua oară. Da, prima oară te-am dezamăgit, nu? Maxim. Dar de ce nu arăți asta pe față? De ce ai stat așa? Spoker, fii, da. Încă suferi după fostul tău iubit? Nu. Bine, dacă suferi după... Ai, spune da, te rog. Da. Bine, casă. Întoarce-te la mine. Am sufletul în cioburi, cioburi de iubire. Îți aduci aminte câte juraminte. Asta e piesa mea. Ah, ce drăguț. Îți place piesa mea? Da. O să mă ascult de acum încolo? Da, o să ascult, mai ales că și supăr. De ce te sperii de mine? Dar nu te văd. What the fuck, de ce? Nu știu. Frate, și eu am bug-ul ăsta gen, like, gen se blochează. Știi ce zic? Gen se blochează, dar gen nu văd persoana, dar vorbește cu mine. Fix așa ți arată gen? Da. Ce shit, frate. Nu știu unde văd cu voce, dar nu știu. Vrei să îți dai seama cine sunt? Ești Antonio Pica, nu? Nu. Vrei să-ți dai seama cine sunt? Ba da, tu ești. Stai puțin, fii antenă cum îți vei da seama cine sunt. Ești pregătită? Da. Ok. Dragostea se face mini în doi, e secret rămâne între noi. Nu cred. Cine sunt? Tu ești. Eu cine? Antonio. Nu! Greșit, sunt Alex Vela. Nu te-ai prins. Da? Da, dacă tu suntem aici, îmi răspunzi și mie la o întrebare, te rog. Ce tip de băieți îți plac? Nu știu. Vezi un băiat pe stradă și îți place rău de tot de el. Vrei să afli Instagram-ul. Cum trebuie să arate băiatul ca să-ți placă de el? Înalt, așa. Brunești, așa. Făcut. Definește făcut, trebuie. Adică cât de făcut? Ne, acolo, cât de cât. N-am înțeles. Deci, dacă are părul alb, nu-ți place? Îmi place, acum și depinde. Deci trebuie să mă vopsesc? Ne, nu, pentru că îmi fac o excepție. Fai de capul meu, nu se poate! Nu se poate, m-ai dat pe spate, efectiv. Deci dacă m-ai vedea acum, sunt dat pe spate, efectiv. Întrebarea mea este următoarea. Ai avut iubit? Da. Ce mesaj îi transmiți fostului tău? Mamă, stai puțin. Că-l vreau înapoi? Ai suferit mult? Da. Bine, am să-ți cânt o piesă atunci dacă ai suferit mult. Am sufletul în cioburi, cioburi de iubire. Îți aduci aminte câte juraminte. Am sufletul cioburi, cioburi de iubire. Iubire vei rămâne doar o amintire. Cioburi de iubire. Nu știu, dar e puternică rău de tot, jur. A cui chiar scrie piesa asta? Știu, a ta? Da, e chiar a mea, da, mersi. Ce faci? Îmi plictisesc tu.
Iartă-mă pe mine, nu mă gândeam în viața mea că ne plictisești dacă ai intrat pe această platformă, pentru că această platformă este plină de entertainment puternic. Da, ai dat de ceva interesant pe site-ul ăsta? Nu, doar bătrâni. Doar bătrâni, da? Deci tu ești pe cealaltă parte, eu am dat de mai de copii, gen. Și eu acum te înțeleg de ce te plictisești, că nu scoți niciun cuvânt. Fii atent, te întreb eu pe tine. Dacă ar fi să-ți faci un iubit, ce zodie ai vrea să nu fie? Nu are importanță zodiile pentru mine. Că nu zodia face caracterul om. Da, da, gen, spune-mi o zodie pe care nu o suport la un băiat, efectiv. Zi o zodie. Taur. Dar ce-ți place la un băiat să aibă? Ochii frumoși. Ochii, deci ochii contează. Da. Și dacă e să fie la corp, cum să fie? Gras, slab, cu mușchi, fără mușchi? Nu contează pentru mine. Doar să aibă ochii frumoși? Da. Și ce culoare sunt ochii? Verzi. Ce culoare să fie? Verzi. Dar știi cum sunt cu ochii verzi? Niciodată să nu-i crezi. Ia zi, frate, un mesaj pentru fosta? O iubesc, mă. O iubesc. Ce asta este mesajul tău pentru fosta ta, că încă o iubești? Știi ce nu te da, bă, de ce nu te întorci la ea? E complicat, frate. Greu, complicat. Bă, dar ia zi, mă, și tu un mesaj pentru fosta ta. Adică de ce numai eu, mă, să zic?